Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul de YouTube Medicina Generală. Astăzi, noi o să discutăm despre femur. Și ca de obicei, eu v-am pregătit o imagine 3D a osului. Ok. În primul rând, noi trebuie să știm că scheletul coapsei este format din două oase, da? Rețineți, este format din două oase. Din femur și rotulă. La rotulă se mai zice patelă. Da? Deci scheletul coapsei este format din două oase, din femur și rotulă. Femurul este un os lung. De ce este un os lung? Păi, pentru că prezintă un corp, acesta este corpul, numit și diafiză, și două capete, numite epifize. Și avem o epifiză superioară și o epifiză inferioară. Femurul prezintă două vederi. Și are o vedere anterioară și o vedere posterioară. Aceasta este vederea anterioară a osului. Da, rețineți că aceasta este vederea anterioară a osului. Iar vederea posterioară este aceasta. Bun. Pe schelet este oblic, da? De sus în jos, da? Puteți observa, este oblic de sus în jos și lateromedial, dinspre lateral spre medial. Aceasta este partea laterală a osului și aceasta este partea medială a osului. Bun. Acum, haideți să vedem cum trebuie să orientăm noi osul. Păi, în sus, adică superior, extremitatea cotită, trebuie să fie extremitatea cotită, da? Deci, rețineți, superior, se așează osul cu extremitatea cotită. Deci, aceasta este extremitatea cotită, trebuie să o rețineți, da? Vizual, este extremitatea cotită. Apoi, medial. Medial este suprafața sferică și articulară a osului. Aceasta este suprafața sferică, da, și articulară a acestei extremități, a epifizei superioare. Da? Deci, aceasta este suprafața sferică și articulară. Ea se articulează cu osul coxal. Iar posterior trebuie să fie cea mai ascuțită margine. Da? Este marginea posterioară, este cea mai aspră. Da? Și de aceea ea poartă numele de linia aspră. Da? Vedeți? Este cea mai ascuțită margine, cea mai proeminentă. Da? Deci, osul trebuie să fie așa orientat. Deci, aceasta este poziția corectă a osului. Bun, după ce am învățat cum să orientăm osul, trebuie să știm să descriem corpul osului. Da? Corpul acesta, numit și diafiză, are formă prismatică triunghiulară. Da? Deci, are forma unei, în fel, piramidă. Și înseamnă că prezintă trei fețe și trei margini. Da? Deci, reținem noi că diafiza, adică corpul femurului, este format din trei fețe și trei margini. Da? Pentru că are o formă prismatică triunghiulară. Avem o față anterioară, o față laterală și o față medială. Haideți să vedem noi care sunt aceste fețe. Da? Aceasta este fața anterioară a osului. Da? Rețineți, fața anterioară a osului, apoi fața medială a osului, da? Iar apoi fața laterală a osului. Și posterior se află marginea posterioară a osului, cea mai ascuțită margine. Da? Linia aspră care ne-a ajutat la orientarea osului. Ok, deci am văzut care sunt cele trei fețe. Acum o să vedem care sunt cele trei margini. Avem o margine medială, o margine laterală și o margine posterioară. Marginea medială este aceasta. Da? Aceasta este marginea medială. Marginea laterală, aceasta.
Da? Deci margine medială, margine laterală și apoi marginea posterioară, da, cea mai ascuțită, linia aspră. Marginea inferioară se bifurcă, da? Vedeți că s-a bifurcat și a delimitat un spațiu numit, popliteu, da? Fața popliteei. Ok. Bun. Deci am văzut care sunt cele trei fețe, care sunt cele trei margini și apoi o să trecem să discutăm despre epifiza superioară. Aceasta este epifiza superioară. Este extremitatea cotită a osului. Bun. Ea este extremitatea superioară, epifiza superioară, este formată dintr-un cap. Acesta este capul, la 2 este capul, dar nu așa, capul, cap ce prezintă. Prezintă aici, puteți observa, da, la 1, este foseta capului, foseta capului. Apoi avem aici la 3 este gâtul sau colul, colul femurului. Da? Apoi aici la 4 avem trohanterul mare. La 5, trohanterul mic. Da. Aici avem creasta intertrohanterică. Aceasta este creasta intertrohanterică. Linia intertrohanterică se vede aici. Da. Se vede pe învederea anterioară a osului, da? Deci aceasta este, rețineți că aceasta este vederea anterioară a osului, da? Iar vederea posterioară a osului este aceasta, da? Deci creasta intertrohanterică se observă pe vederea posterioară a epifizei superioare, iar linia trohanterică aici la 7, da? Se observă pe epifiza superioară, pe vederea, în vederea anterioară, da. Ok. La 8 avem tuberozitatea gluteală. Da, vedeți aici tuberozitatea gluteală. La 9 se numește linie pectineală, da, linia pectineală. Da, deci tuberozitatea gluteală, linia pectineală. Ok, la 10 am spus că este linia aspră. Și o să trecem epifiza inferioară. Da? Deci am terminat cu epifiza superioară, acum trecem la epifiza inferioară. Aceasta este vederea posterioară a epifizei inferioare, rețineți, da? Iar vederea anterioară a epifizei, a epifizei inferioare este aceasta. Și aici am spus noi că linia aspră, da, în porțiunea inferioară, se bifurcă și delimitează un spațiu. Am spus că spațiul ăsta se numește, suprafața asta este suprafața popliteei. Bun, epifiza inferioară prezintă doi condili. Avem un condil medial, puteți observa la 14, condilul medial, și un condil lateral, la 15, da. Fiecare condil prezintă un epicondil. Condilul medial la 14 prezintă aici această proeminență numită epicondilul medial, iar condilul lateral 15 prezintă aici epicondilul lateral. Acesta este epicondilul lateral, este mai proeminent. Bun, iar între cei doi condili o să se delimiteze o suprafață, da? Și este o fosă, da? Este fosa intercondilară. Puteți observa fosa intercondilară. Opa! S-a mișcat imaginea. Aceasta este fosa intercondilară dintre cei doi condili. Da? Apoi, aici, în vederea anterioară a epifizei inferioare, o să observăm fața patelară, 12, da, fața patelară, aceasta este fața patelară, da,
Și aceasta a fost lecția pentru astăzi. Eu vă mulțumesc celor care au rămas până la finalul videoclipului și vă rog frumos să-mi dați un like, un comentariu, un share, să vadă și colegii voștri, prietenii voștri, mediciniști. Bun, și dacă aveți sugestii de videoclipuri, vă rog să-mi lăsați un comentariu, da? Și eu voi face videoclipurile pe care voi vi le doriți. Eu vă doresc succes la examene și nu numai. Și noi ne vedem data viitoare. Vă pup și pe curând! Pa, pa!